Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Strategie în alb și negru. Nu uitați că puteți urmări emisiunea în fiecare sâmbătă de la 10:30 sau în reluare duminică la aceeași oră. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să aflați noutăți din lumea șahului. Am primit multe e-mail-uri și vă mulțumesc tuturor celor care ne trimiteți răspunsuri săptămânal la diagramele propuse. Luna aceasta, cel mai fidel telespectator a fost Mihail Crăsnaru și va primi o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. Felicitări! Iar acum să vedem rezolvarea diagramei propuse în ediția trecută de Vlad Bibiș. Este vorba despre o diagramă de mat în două mutări. Chiar dacă albul stă mai bine, are și o damă și un cal, totuși există o singură mutare, destul de greu de văzut, cu ajutorul căreia reușim acest fapt să dăm mat în exact două mutări, și anume acest sacrificiu spectaculos de cal. Soluția era așadar cal A5, felicitări celor care au găsit-o. Acum, dacă negrul alege să accepte sacrificiul, să captureze acest cal, observăm că s-a poziționat față de regele nostru în opoziție, iar acum avem mat cu dama în A7, așadar mat la cea de-a doua mutare. Chiar dacă nu acceptă sacrificiul și alege să joace din rege, bineînțeles că putem să capturăm acel pion, pentru că acum este apărat de calul nostru, pe care l-am sacrificat cu un motiv, bineînțeles, să atace și în B3 și avem damul B3 cu mat. Iar dacă alege să nu mute din rege, să joace fiecare singura mutare pe care o mai are la dispoziție, și anume să înainteze acest pion, chiar dacă este foarte aproape de transformare, bineînțeles că nu mai reușește să transforme. Avem mat la cea de-a doua mutare cu dama în A2, în cazul în care înaintează pionul. Aceasta a fost diagrama propusă de Vlad Bibiș. Doamnelor, domnilor, alături de mine se află Dacian Pribeanu, multiplu campion național și singurul jucător român cu deficiență de vedere, care este maestru al Federației Internaționale de Șah. A reprezentat cu succes România în ultimii 15 ani la cele mai importante competiții internaționale individuale și pe echipe, olimpiade, campionate mondiale și europene. La cea mai recentă olimpiadă s-a clasat cu echipa pe locul 5, la egalitate cu locul 4. Domnule Dacian Pribeanu, bine ați venit în platoul emisiunii Strategie în alb și negru. Suntem onorați și vă mulțumesc pentru prezență. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Chiar duminica de săptămâna trecută ați fost premiat pentru rezultatele deosebite pe care le-ați avut în anul 2021 la Gala Șahului Românesc. Și am văzut acolo că ați primit chiar și un cec în valoare de 3600 de euro. Sper că vă va ajuta în continuare să aveți rezultate deosebite așa cum ați avut până acum, și v-aș întreba direct cum a fost experiența la cea mai recentă olimpiadă, unde ați fost atât de aproape de podium. A fost dificil, în sensul în care nu eram obișnuiți cu probleme financiare și cu imposibilitatea de a ajunge. De aceea v-am întrebat, știu că ați fost pe punctul să nu mai plecați. Așa este. Din fericire, Federația Română de Șah a venit în sprijinul nostru și am reușit să achiziționăm biletele de avion către Rodos, Grecia. Am ajuns acolo și am avut o, să zic, un parcurs deosebit, aș putea spune. Da, ținând cont și de faptul că n-am avut o rezervă, am jucat doar cu 4 jucători, pe când alte echipe aveau câte două rezerve, dar am reușit să ținem pasul până în ultima rundă, când am învins echipa Lituaniei și am ajuns să ne clasăm pe acest loc 5, la egalitate cu locul 4. Un loc excepțional pentru România, au fost foarte multe țări participante. Da, și doar vă dau un exemplu. Echipa Spaniei are un buget de 500.000 de euro pe an.
Da, e absolut incomparabil, dar sperăm că vom ajunge și noi acolo. Am văzut deja schimbări de când avem noua conducere. A fost o gală frumos realizată în care s-au premiat exact acești jucători, cei mai buni jucători ai României, pentru care vă aflați și dumneavoastră. Știu că înainte de acea olimpiadă ați luat chiar locul întâi în Spania la un turneu important. Da, am fost la un turneu de pregătire. Noi cu spaniolii am dezvoltat o relație de prietenie și am fost invitați la Barcelona, unde într-adevăr am câștigat concursul pe echipe, cel care s-a disputat acolo, și acel concurs este de tradiție, așa că de acum vom participa în fiecare an. Domnule Preveanu, ce ne puteți spune despre dificultățile pe care le-ați întâmpinat sau problemele apărute din pricina deficiențelor de vedere, pe care știm cu toții că le are foarte multă lume, și știu că m-a impresionat faptul că dumneavoastră chiar încercați să-i ajutați pe șahiștii începători să depășească aceste probleme, sunteți un model pentru ei. Și care au fost așadar cele mai mari probleme pe care le-ați întâmpinat? Vă spun așa, parcursul meu. Și le-ați depășit, aș putea spune. Vă spun parcursul pe care nu l-am spus până acum, cum am început să joc șah. Îmi plăceau foarte mult poveștile, în special cele de frații Grimm, mama îmi citea, iar eu mă jucam pe covor cu piesele de șah și recream povestea. Regii erau regi, pionii erau soldați și tot așa mai departe. În momentul în care am învățat șah, la 7 ani, am văzut că eu pot să scriu propriile povești pe tabla de șah. Și asta m-a fascinat. Am văzut mai departe că există foarte multe similitudini între șah și viață. Mi-aduc aminte că în clasa a treia sau a patra, profesorul meu de istorie încerca să ne convingă că Ștefan cel Mare, când era debutul unei bătălii, ataca primul. Și eu m-am ridicat în picioare, i-am spus: domnule profesor, nu se poate așa ceva, eu știu de la șah că regele trebuie ascuns într-o rocadă și că de acolo dă comenzi. Și ne-am contrazis, am avut o polemică în care a câștigat el, probabil că din cauza că acea catedră era mai mare decât pupitrul meu. Era o dispută disproporționată. Așa este. Dar eu am continuat să cred că șahul este un profesor. Și când am citit o carte despre campaniile militare ale lui Napoleon, acolo scria foarte frumos că Napoleon se refugia bine păzit pe vârful unui deal, de unde avea viziunea taberei de luptă, și de acolo dădea comenzile, exact cum face regele de pe tabla de șah. După aceea am aflat și că Napoleon a fost și un mare șahist. Mergând mai departe, am făcut multe descoperiri în acest sens. Am observat că șahul este un joc financiar. De exemplu, atunci când faci rocada, dacă ești jucător de șah, spui că vorbești de siguranța regelui. Dar dacă ești în zona financiară, poți foarte bine să zici că acesta este managementul riscului și regele tău devine, fiind valoarea cea mai mare, o pui în locul cel mai sigur. Dacă faci un sacrificiu, așa cum vorbesc șahiștii, pentru un finanțist, sacrificiul este o investiție din care speră să obțină profit. Dacă, de exemplu, ai ca principiu de strategie ocuparea centrului, cineva din zona financiară ar vedea aceasta ca un monopol pe o anumită industrie. Practic, există nenumărate paralele între șah și viață, în așa fel încât obții un tip de inteligență convertibil în alte domenii de activitate. Și mergând mai departe pe acest fir, tot sondând cum te-ar putea ajuta șahul să-ți dezvolți anumite abilități ale creierului pe care le poți folosi în munca ta, am inițiat un program care se numește Mind Games 64 și... Da, acest... am văzut site-ul. Da? Da, l-am urmărit. Deci acest program este de 10 ani. Am fost trainer într-o companie foarte mare, CGS se numește, iar acum voi lucra din 1 ianuarie pe acest program pe divizia de clienți globali a Comdata.
o firmă iarăși uriașă. Minunat, îmi place foarte mult cum ați prezentat aceste paralele între șah și multe domenii, cum am observat că dezvoltă inclusiv combativitatea copiilor, inclusiv faptul că v-ați contrazis cu profesorul, deja venea din anumite calități pe care le dezvoltă șahul, îți dă o încredere în tine de la bun început și mi-a plăcut cel mai mult cum ați spus că ați putut să scrieți povești pe tabla de șah. Practic noi, cu fiecare mutare pe care o facem, suntem creatorul propriei partide, propriei șanse de a câștiga. O altă întâmplare fascinantă este că atunci când m-am dus prima dată la un club de șah, aveam 7 ani și profesorul ne-a arătat o partidă jucată între Karpov și Kasparov. Și la un anume moment ne-a spus dacă noi am putea să intuim ce a mutat Kasparov, după ce se gândise 25 de minute. Eu, ca să numi alți colegi înainte, am propus o mutare. S-a întâmplat să fie cea corectă. Profesorul m-a lăudat, eu m-am simțit extraordinar și mintea mea a fabricat atunci un vis. Cum ar fi să mă întâlnesc cu Karpov și cu Kasparov în realitate și să dau mâna cu ei? Și știu că acest lucru s-a întâmplat. Chiar peste 20 de ani, exact cum mi-am închipuit, și după aceea mi-a părut rău că mi-am închipuit doar atât. Adică mi-am făcut un vis prea mic. Da, putem să ne setăm obiective și mai mărețe, da. Dar este deja o reușită deosebită și nu este timpul pierdut. Cu siguranță veți avea ocazia să jucați cu ei, da, chiar dacă în punem turnee acum, oficiale. Dacă punem faptul că mergem înainte în vârtă, o să am șansă să-i bat la un moment dat. Da, mă bucur foarte mult pentru toate aceste gânduri și v-aș ruga, dacă puteți, să mai rămâneți puțin alături de noi să și propuneți o diagramă telespectatorilor noștri. Până atunci, doamnelor și domnilor, urmează cugetarea regelui. Șahul este o artă născută din confruntarea a două moduri de gândire. Așadar, lecția de astăzi, prezentată de domnul Dacian Pribianu, ce ne arătați astăzi? Astăzi vreau să vă arăt un exemplu tipic de gândire profilactică în șah, dar poate fi foarte bine translatat și în viață. În această poziție avem doi pioni îndepărtați și liberi, D și H. Acești pioni, fără nicio problemă, câștigă împotriva unui singur nebun. Este ca și cum ai vrea să prinzi doi iepuri, dar nu se poate. Prin urmare, deci sunt pionii din D5 și din H3. Da, ei sunt liberi, îndepărtați și candidații perfecti la transformare. De aceea am fi tentați să începem cu mutarea D6 pentru a reuși să, ca unul din pionii noștri să ajungă să fie transformat. Nebunul nu poate să le facă față, este evident, dar negrul are o resursă excepțională de apărare, care începe cu mutarea B3 din partea negrului. Da. Noi ne continuăm planul liniștiți și jucăm H4, B5 din partea negrului, mutare care pare fără hopeless, fără speranță. Da. Da? H5, bineînțeles. Cursa noastră continuă, pentru că dacă pionul H ar fi capturat, pionul D s-ar transforma fără nicio problemă. Prin urmare, negru face încă o mutare hopeless, fără sens, B4. Da. Noi ne continuăm cursa liniștiți, pion H6. Da. Acum, o altă mutare fără sens din partea negrului, nebun A4. Care pare fără sens. Care pare fără sens. Bineînțeles că noi suntem fericiți că cursa pionului continuă, H7. O altă mutare de începător, între ghilimele, B5, din partea... Se așează spre o poziție de 4, observ eu. Și noi, bucuroși, transformăm pionul din H în damă. Și am legat. Și tocmai ce constatăm, că de fapt nu am mai câștigat partida. Pentru că negrul este la mutare, nu are ce să joace și este o poziție de pat. Sigur că da, aceasta este de fapt resursa de apărare a jucătorului cu piesele negre. Inițial, în poziția inițială, când pionul era pe D5 și pe H3, iar nebunul în E8 și pionii aranjați din nou pe coloana B. B7, B6 și B4. Da, mutarea de câștig și cumva contraintuitivă este mutarea B3.
Așadar, singura mutare cu care albul câștigă este B3. Sigur că da. Foarte interesant. Și în șah, ca și în viață, trebuie să ne așteptăm la ce este mai bun, dar să ne pregătim pentru ce este mai rău. Și practic am blocat acel plan al negrului de a-și închide propriul nebun și de a se poziționa într-o poziție de pat. Exact, acesta era ideea și scopul. Foarte frumos, mulțumim mult, domnule Pribeanu, pentru acest final minunat și mai am o rugăminte să și propunem o diagramă telespectatorilor. Cu mare plăcere! Așadar, diagrama propusă, doamnelor și domnilor, domnule Dacian Pribeanu, ce le propuneți telespectatorilor? Pentru astăzi m-am gândit să propun un mat care seamănă foarte bine cu sportul Aikido, adică învinge adversarul folosindu-te de forțele lui. Mulțumim, așadar, albul mută și dă mat în două mutări, să găsească singura mutare albului care îndeplinește acest obiectiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Pribeanu. Vă aștept cu mare drag și cu altă ocazie să ne reprezentați în continuare țara cum ați făcut-o și până acum. Cu tot dragul. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă invit să ne trimiteți răspunsurile dumneavoastră la diagrama propusă de Dacian Pribeanu pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. La finalul fiecarei luni, cei mai fideli telespectatori primesc câte o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D, așa cum ați văzut și astăzi. Sunt Delia Duca Iliescu și vă dau întâlnire aici la Realitatea Plus și sâmbătă viitoare de la 10:30, când vă aștept un alt invitat cu noi diagrame și povestiri din lumea șahului. Iar până atunci, să aveți un Crăciun fericit alături de cei dragi! Emisiune oferită de compania Erbașul.